Ora de răsfăț a lui Bruno. Ia uitați-l. Te uit după urechiușe. Și la codiță acolo la spate. Ia. Ia să scarpinăm un pic. Așezăm un pic glănița la băianat. Ia. Hai să le dăm un pic mai în spate să îl scarpinăm și mai în spate. Ia. Stai acolo, Bruno. Stai acolo, Bruno. Uite, uite cum ridică codița. Ia. Stai cu minte. Stai cu minte. Ia. Scarpinăm un pic și codița. Hai, joacă-te tu cu husa până te scarpin eu. Și după gât aici sus, sub botic. Ia. Și unde îi place cel mai mult, uite și pe lăbuții. Și pe lăbuții pe aici. Deci începe deja să năpărlească, e ca de blănița. Da, ia, ia. Sus codița, Bruno. Aici numai dar o să se răsfeți. Noi nu putem să ne răsfățăm. Îl păpăm un pic pe darcuțul. Ia, așa. Facem blănița la băiat, mămoasă. Stai, să-ți aranjăm și blănița asta după urechi de aici, stai. Cât de frumos poate fi. Gata? Gata, Bruno? Un pic lăbuțele. Gata. Asta a fost ora de răsfăț al lui Bruno. Cât de cuminte stă. Stă foarte cuminte. Nu pot sta deloc pe scândurile astea aici. Gata, Bruno. Cine-i, Bruno? Gata. Ok, prieteni, până la un viitor video, ne mai auzim.